Bună ziua, dragii mei, sunt Virgin și în videoclipul de astăzi vom discuta despre industria berii. Berea este o băutură obținută prin fermentarea alcoolică a unei infuzii de orz germinat, malț, aromatizată cu hamei. Prin compoziția sa, berea este o băutură igienică și nutritivă de prim ordin. În exprimarea valorii alimentare a berii, trebuie să se țină seama în afară de substanțe care constituie extractul de alcool pe care acesta îl conține, 3-7% și care, fiind consumat în cantități mici, va fi complet ars în organism. Pe lângă calorile pe care le dă un aliment, valoarea sa alimentară, mai ales în funcție de gustul de proprietățile sale fiziologice și terapeutice medicale, privită în acest punct de vedere, berea, în afară de efectul stimulant al alcoolului, mai conține și diferite substanțe aromatice, tonice, cedate de hamei în timpul fierberii mostului și care dau berii aroma, gustul plăcut și proprietățile tonice. Berea consumată înainte de masă nu împiedică digestia, dimpotrivă, chiar o ajută, provocând o secreție abundentă a sucului gastric. Ea conține și multe substanțe minerale formate în cea mai mare parte din fosfați, asimilabile, care pot înlocui pierderea de săruri suferită de organism prin transpirație. Vitaminele nu se găsesc în bere decât în cantități foarte mici sau deloc. Berea este băutura cea mai puțin falsificată. Compoziția este următoare. Alcool între 3-7%, substanțe proteice 3-6%, zahăruri nefermentate 0,05-0,2%, destine 3-6%, săr minerale 1,2-2,5%, apă 76-93%. Cantitățile în care aceste substanțe se găsesc în bere variază cu specia berii, iar proveniența lor este următoare. Substanțe extrase din malt, substanțe proteice și minerale. 2. Substanțe provenite din transformarea diastazică a amidonului, destine maltoze, iar în cantitate mai mică, zaharoză, glucoză. 3. Substanțe provenite din hamei, roșii, substanțe amare. 4. Substanțe produse prin fermentare, alcool, bioxid de carbon, diferiți acizi, lactic, succinic, acidic și glicerină. Diferite feluri de bere se deosebesc unele de altele pe concentrația care se dă mostului de bere după modul de fermentare, după culoare. În Rusia se produc două calități de bere, blondă și brună, și fiecare în aceste două calități se găsesc în mai multe sorturi. Astfel, berea blondă are următoare sorturi. Berea Jigulvesc are gust slab și hamei. Berea Riga are gust tare de hamei. Berea Moscova are gust accentuat de hamei și aromă. Berea Leningrad are gust mare care amintește pe cel al vinului și gustul accentuat de hamei. Berea brună are următoare sorturi. Berea Ucraniană are gust accentuat de hamei și aromă de malț prăjit. Berea Martovsk are gust puțin gulceac și aromă de malț. Berea Porter are gust de malț și măreală hameiului. Berea Caramel are gust dulceac și aromă de malț. Fiecare sort de bere trebuie să aibă gustul sa caracteristic, neamițându-se gust sau miros străin. Cu stimă și respect față de persoanele care mă videoclip, eu sunt Virgil, vă salut și vă doresc o zi cât mai plăcută. Ne vedem data viitoare la nou videoclip. P.S. Nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, abonați-vă!